Așa cum știți, am participat pentru prima dată ca prim-ministru la întâlnirea șefilor de stat și de guvern, membri ai Partidului Socialiștilor Europeni. Sigur că am folosit acest prilej pentru a avea contacte, întâlniri directe cu dânșii. Am discutat atât agendele bilaterale, cât și agenda comună europeană. Am reafirmat în aceste întâlniri ceea ce a spus și domnul președinte de dimineață, am spus și eu zilele trecute, și anume dorința țării noastre de a merge și de a întări proiectul comun european cu toate cele 27 de țări membre în aceeași direcție, pentru că împreună istoria ne arată că suntem mai puternici. Dezbaterile pe care dumneavoastră le știți și care de-abia se află la început vor continua în perioada următoare. Fiecare dintre noi ne-am exprimat punctele de vedere. Al nostru e cel pe care vi-l spuneam și pe care îl susținem, indiferent că vorbim de administrația prezidențială, de guvern sau de parlament. E un punct de vedere comun al României. Cum a fost primită, domnule premier, această discuție din ultimele zile, Europa cu mai multe viteze, cu două sau mai multe viteze, de socialiștii europeni? Care au fost discuțiile legate de acest subiect? Așa cum vă spuneam, dezbaterile sunt la început și vor continua. Nu pot să spun că există un punct de vedere comun al socialiștilor europeni. Ceea ce e important e că va avea loc această dezbatere, că fiecare țară are argumente pe fiecare din scenarii, dar nu există în acest moment un punct de vedere comun. Așa cum vă spuneam, dezbaterele sunt la început și vor continua. Vă rog. Domnule prim-ministru, pardon, Radio România, cum noi, românii, suntem împotriva ideii de Europa cu mai multe viteze, însă avem și un plan concret pe care să-l supunem atenției partenerilor europeni ca alternativă la această Europa cu mai multe viteze? Nu doar noi, și nu cred că în modul ăsta trebuie pus sau discutat sau dezbătut că noi, românii, suntem împotriva a ceva. Noi susținem întărirea proiectului european în această formă. Pe noi ne interesează ca și țară, și nu doar pe noi, ne interesează ca fondurile de coeziune să rămână o parte importantă a politicii europene, la fel ca și politica comună agricolă. Sunt lucruri extrem de importante și, repet, nu e vorba doar de România. Asta este direcția pe care credem că trebuie să o continuăm, să o dezvoltăm, să o întărim. Și așa cum vă spuneam, istoria a arătat că împreună, de fiecare dată, am fost mai puternici. Asta este direcția pe care nu doar noi o propunem, dar, subliniez, dezbaterile sunt la început și fiecare vom avea argumente. Cum ne asigurăm că acele mici cluburi, cum sunt în prezent clubul Schengen, clubul Euro, vor rămâne deschise pentru țări ca România, care în viitor vor dori să acceadă la aceste cluburi? Eu cred că lucrurile nu se schimbă foarte mult, sau ceea ce, dacă înțeleg foarte bine ceea ce mă întrebați. Dar, nu cred că putem să discutăm de viitor, spunând că în viitor lucrurile vor merge în viteze diferite. Ceea ce ne dorim cu toții și ceea ce a spus toată lumea este ca toate cele 27 de state să ajungă să meargă în aceeași direcție și cu aceeași viteză, ca să citez. Fiecare dintre noi ne dorim să ne dezvoltăm, să întărim cât mai mult, să facem parte din tot ceea ce înseamnă politici comune europene. Vicepreședintele Comisiei Europene, Timmermans, a declarat acum câteva minute că este normal
ca în statele cu probleme de stat de drept să fie la un moment dat oprite fonduri europene. Ați discutat această temă cu dânsul? N-a fost o discuție. Am avut discuție și cu prim-vicepreședintele Timmermans, o discuție extrem de constructivă, cum a fost cea din urmă cu două săptămâni. Ceea ce ne-am angajat noi în urmă cu două săptămâni și anume să trimitem către Comisia Europeană cererea noastră de finanțare pe fonduri europene pentru renovare și pentru ceea ce înseamnă partea de penitenciare. Am făcut-o. De asemenea, există și au început discuțiile pe acel grup de lucru privind clarificările pe recomandările de la MCV și acele lucruri iarăși au început. Discuția cu prim-vicepreședintele Timmermans a fost în parametri cât se poate de corect și în aceeași ca și în urmă cu două săptămâni, apreciind și noi și dânsul modul în care colaborăm Guvernul României cu dânsul și cu Comisia Europeană în general. Vă rog. Ați avut mai multe întâlniri bilaterale acum la PESC, cred. Da. Despre care ați putea să ne vorbiți? Care e cea mai... Hai să spunem moscovici. Nu, am avut economie. Au fost discuții. Și e normal să fie discuții și cu președintele Holland și cu premierul Italiei și cu premierul Cehiei și cu ministrul de externe al Luxemburgului și cu premierul Suediei. V-am spus la început, au fost discuții privind agenda bilaterală dintre țările noastre, cu cancelarul Austriei, precum și ceea ce susținem fiecare dintre noi legat de politica comună a Comisiei Europene. În perioada imediat următoare, cu fiecare dintre dânsii, cu Austria, cu fiecare din aceste țări, cu Italia, cu Suedia, cu toate celelalte, vom avea întâlniri bilaterale. Ne puteți spune ce ați discutat cu președintele Franței, François Hollande, cu așa mică întâlnire? Sunt lucruri care țin de discuții care poate de multe ori sunt mai mult informale, dar pot să vă spun că a fost o discuție legată și de situația la zi, a ceea ce este în România. Am prezentat, așa cum am făcut de fiecare dată, situația noastră. Am apreciat sprijinul pe care Franța ni-l acordă și ni l-a acordat în toți acești ani. Și bineînțeles că ne dorim întărirea parteneriatului pe care l-am avut și l-avem cu Franța. O întrebare se pune de vedere astăzi și cu cancelarul austriac. Ne puteți spune dacă pe parcursul acestei întâlniri cancelarul austriac a ridicat o întrebare cu privire la activitatea companiei Holzindustrie Schweinhofer din România, având în vedere că Ministerul Apelor și Pădurilor a anunțat că va supraveghea foarte atent activitatea acestui grup, după cum știți, are probleme la nivel internațional. Dacă acest lucru a constituit un întrebare? Nu, am discutat în mare. Austria este un partener economic important al țării noastre și, așa cum știți, are o pondere, sau investitorii austrieci au o pondere importantă în economia română. Important e altceva, că am stabilit împreună cu cancelarul austriac în perioada imediat următoare să avem o întâlnire fie la Viena, fie la București. Urmează ca diplomațiile noastre să stabilească agenda și sigur că atunci vor fi discutate și punctele concrete legate de eventuale situații pe care dumneavoastră le amintiți. Am văzut declarații, îmi cer scuze, poate am spus prea mult, dar am văzut declarații ale conducerii Camerei Deputaților în același sens ca și ale președintelui și ca și ale mele sau ale guvernului. Dar veți iniția ca și guvernul de președinție, nu știu, o consultare națională pe opoziție? Adică poate vreți să știți și părerea tuturor partidelor parlamentare pe acest subiect.
putem fi parte, nu cred că e rolul guvernului, dar putem fi parte. Noi, eu am avut o întâlnire, așa cum știți, cu domnul președinte ieri, pentru a avea o poziție comună și acest dialog a fost și este binevenit și avem o poziție comună. Sigur că dacă dezbaterea aceasta este mai largă, e mai bine. Guvernul poate face parte din această dezbatere. După aceste întâlniri pe care le-ați avut, contacte bilaterale personale, dacă președintele, având în vedere că marja Consiliului este important să știe ceea ce ați discutat? Sunt sigur că vom avea discuții și în zilele următoare ca și concluzii pe care le putem trage în urma acestor întâlniri și mai ales ca și strategie pe care trebuie să o urmăm noi ca și țară, în spiritul a ceea ce vă spuneam mai devreme. Mulțumesc!